Salutare, oameni buni! Pentru cei care nu mă cunoaște, sunt Dr. Chip. Astăzi vă vorbesc despre steatoză hepatică sau ficat gras, cum mai este el cunoscut. Steatoza, după cum am spus, este încărcarea grasă a ficatului. Cauza principală este reprezentată de consumul de alcool, dar nu numai, poate să apară și la persoane care nu consumă alcool, dar în schimb consumă grăsimi exagerat, consumă zahăr, produse cu zahăr, consumă multă fructoză. Fructoza este zahărul, glucidul care se găsește în miere sau în fructe. Și dezavantajul ei este că se metabolizează exclusiv în ficat, deci o cantitate mare de glucoză pune presiune asupra ficatului, ca să zic așa, îl pune la treabă în mod exagerat și atunci ficatul începe să sufere. De asemenea, poate să apară în insulinorezistență. Acea situație care apare în momentul în care există o concentrație crescută de insulină în sânge pentru pe timp îndelungat, iar celulele devin insensibile la acțiunea insulinei, ca atare glicemia este mărită și o parte din glucoza din sânge se transformă sub acțiunea insulinei în trigliceride, deci în grăsime, care se depune în primul rând în ficat. Ce putem face? Sunt câteva suplimente alimentare care conțin nutrienți ce reduc inflamația la nivelul ficatului, astfel încât indirect se reduce și steatoza hepatică. Aceste suplimente sunt curcuminul, resveratrolul, timochinona, substanța care se găsește în uleiul de negrilică. De asemenea, trebuie redusă insulinorezistența, în cazul în care există. Cum ne putem da seama dacă există insulinorezistență? Dacă după masă simțim nevoia să mâncăm ceva dulce sau dacă nu rezistăm mai mult de 3-4 ore după masă fără să luăm o gustare sau dacă, de exemplu, stăm în picioare și ne uităm la vârful pantofilor și nu putem să-i vedem din cauza abdomenului. Deci acestea sunt semne indicatoare că ar putea să existe insulinorezistență. Iar pentru scăderea insulinorezistenței ar trebui să eliminăm zahărul, produsele cu zahăr din alimentație, să reducem ceilalți carbohidrați, adică pâine, cartof, orez, paste făinoase și de asemenea o metodă foarte bună este postul intermitent. Acea pauză alimentară de 14-16 ore pe zi cel puțin, cu limitarea la 3, maximum 3 a numărului de mese și fără gustări între mese. Dacă vreți detalii, am publicat mai multe clipuri despre postul intermitent, căutați Dr. Chip post intermitent și le puteți accesa. Efecte excelente de asemenea pe ficat și cu reducerea steatozei hepatice a inflamației le are ciulinul de lapte sau armurariul. O plantă care se găsește la plafar, se găsește și la farmacie, sunt multe preparate care conțin silibinin, substanța activă din ciulinul de lapte sau din arborariu. Una ar fi silimarina, dar nu numai. Sunt multe preparate, le găsiți fără probleme. În ceea ce privește alimentele care fac bine ficatului, acestea ar fi legumele crucifere, în primul rând, adică varză, conopidă, brocoli, hrean, ridichi, rucola, boabe de muștar, deoarece ele conțin o substanță care are efecte antiinflamatorii la nivelul ficatului. De asemenea, detoxifică ficatul și implicit duc și la reducerea steatozei hepatice. Frunzele de păpădie de asemenea sunt foarte bune. Se pot pune în salată, se spală, se pun în salată. Au efecte de reducere a steatozei hepatice și o serie de alte efecte benefice pentru sănătate. Somonul sălbatic este foarte bun, deoarece conține omega-3. Atenție, somonul sălbatic, somonul de crescătorie, sunt studii care arată că de fapt, cresc steatoza hepatică, produc steatoza hepatică. Deci dacă mâncați somon, este bine să mâncați sălbatic, nu de crescătorie. Uleiul de măsline extra virgin este foarte bun. Atenție de să fie extra virgin, nu trebuie să fie la foarte rafinat, deci extra virgin. Uleiul de măsline extra virgin este suficientă o linguriță pe zi. De ce? Scade ficatul gras, steatoza hepatică, îmbunătățește sensibilitatea la insulină, deci reduce insulinorezistența și are și un puternic efect antiinflamator. Iată numai efecte bune ale uleiului de măsline.
foarte bune pentru reducerea steatozei hepatice sunt probioticele, cum ar fi varza acră, chefirul, murăturile, alimente fermentate, deci. Usturoiul și ceapa sunt foarte bune, au un efect foarte bun detoxifiant la nivelul ficatului. Sfecla roșie este de asemenea bună pentru reducerea steatozei hepatice, cafeaua, ceaiul negru și ceaiul verde. Au și ele efecte benefice, bineînțeles. Asta depinde de fiecare cum le suportă, pentru că mai pot să determine și alte efecte la nivel cardiovascular, etc. Dar pe ficat au efect de reducere a steatozei hepatice. Și închei menționând un studiu care a demonstrat că reducerea carbohidraților, adică zahăr, paste făinoase, pâine, orez, cartofi, deci reducerea acestora la sub 30 de grame pe zi, a redus steatoza cu 44% la pacienții cu obezitate și steatoză non-alcoolică, deci nu la cei care, la care steatoza a fost produsă de consumul de alcool. Foarte interesant, deci în două săptămâni, de fapt, am uitat să vă spun asta, în două săptămâni s-au obținut aceste rezultate. Sub 30 de grame de carbohidrați pe zi au redus steatoza cu 44%, adică aproape cu jumătate. Închei aici. Dacă vi s-a părut interesant, dați un share să ajungă la cât mai multă lume informația și de asemenea lăsați-mi în comentarii opiniile, întrebările, ideile voastre. Vă mulțumesc, până data viitoare, la revedere!